față de agravarea situației social-politice. În urma scrutinului din 5 aprilie 2009 și fiind preocupați de faptul că interpretările inadecvate ale acestor evenimente servesc drept justificare pentru decizii și acțiuni de natură să polarizeze și mai mult societatea, declarăm următoarele. În ziua de 7 aprilie, în centrul Chișinăului, au avut loc manifestări spontane și pașnice, care au fost folosite pentru a provoca acțiuni violente și criminale, rezultate în distrugerea clădirilor Parlamentului și președinției. Acțiunile întreprinse de către forțele de ordine nu au fost de natură să prevină actele de violență și vandalism. Condamnând în mod categoric actele de violență și vandalism, considerăm inadmisibilă prezentarea tuturor acțiunilor de protest doar prin prisma acestor acte criminale. În particular, este complet nejustificat transferul de responsabilitate și de imagine de pe acțiunile grupului violent pe seama grupului mult mai numeros și reprezentativ de protestatari pașnici sau pe seama liderilor politici, unii dintre care, de fapt, au încercat să stopeze violențele. Protestele pașnice nu au avut un mesaj antistatal. În timp ce actele de violență ce s-au produs nu pot avea nicio justificare și trebuie investigate de organele competente, considerăm că protestele pașnice au izbucnit pe fundalul suspiciunilor legate de corectitudinea alegerilor și neîncrederea în instituțiile publice, inclusiv în cele care au administrat procesul electoral și fiind cauzate în context mai larg de nemulțumirea tinerilor față de situația socială-economică și față de incertitudinea față de propriul viitor în Republica Moldova. Declarațiile post-electorale ale șefului statului doar au contribuit la inflamarea acestor suspiciuni și au catalizat ieșirea în stradă a cetățenilor. În prezent, aceste acte de violență și vandalism sunt exploatate din plin de către autorități pentru a intimida opoziția și societatea civilă, pentru a restricționa libertățile și drepturile fundamentale ale cetățenilor și așa firare. Autoritățile au continuat restricționarea accesului la posturile publice de radio și TV, au restricționat accesul la internet, la alte surse de informare. Este lansată o campanie masivă de spălare a creierilor, de compromitere a participanților la protestele pașnice, a opoziției, a purtătorilor de opinii diferite. Folosirea de către șeful statului a unor acuzații extrem de grave la adresa unor lideri politici și calificarea acțiunilor acestora drept puci, lovitură de stat, răsturnare anticonstituțională, etc., înainte de orice investigații și decizii ale instanțelor de judecată, escaladează și mai mult situația și polarizează societatea. Prin transferul de responsabilitate pentru cele întâmplate asupra opoziției politice și a României, se creează un dușman intern și altul extern, care ar putea fi utilizați pentru îndreptățirea eșecurilor guvernării. Considerăm că în Republica Moldova se creează premisele pentru instaurarea unui regim polițienesc și dictatorial. Pentru a evita aprofundarea crizei politice și economice, a preveni izolarea internațională a țării, similară celei în care se află astăzi Belarus, și a nu compromite viitorul european al Republicii Moldova, tendințele actuale trebuie inversate. Ieșirea din criză este imposibilă fără antrenarea unui cerc larg de actori politici, a societății civile și a organizațiilor internaționale. Renunțe la mesaje virulente în scopul creării unui cadru de dialog politic pentru depășirea conflictului apărut. Să acționeze strict în limitele legii pentru ca să nu admită noi violențe. Să facă publice listele celor arestați și să asigure accesul avocaților și a organizațiilor de protecție a drepturilor omului către aceștia. Să evite persecuțiile pe motive politice. Să pornească o investigație plenară, transparentă, cu participare internațională a cauzelor care au condus la declanșarea actelor de vandalism,
Două puncte. Identificarea persoanelor care au deturnat o parte de masă din masa de protestatari pașnici spre președinție și parlament. Identificarea persoanelor care au provocat acțiunile violente și criminale. Stabilirea măsurii în care acțiunile forțelor de ordine au fost adecvate situației și conforme misiunii acestora. Să asigure dreptul cetățenilor la libera circulație. Să asigure libertatea opiniei și a exprimării, inviolabilitatea libertății individuale și a siguranței cetățenilor. Să contribuie activ la eliminarea tuturor suspiciunilor cu privire la corectitudinea rezultatelor alegerilor parlamentare. Ne adresăm tuturor instituțiilor de presă, dar în mod special companiei Teleradio Moldova, să reflecte corect și imparțial evoluțiile social-politice după alegerile din 5 aprilie, cu participarea egală și nediscriminatorie a părților implicate.